că au fost o serie întreagă de discuții, inclusiv în ceea ce privește spitalul regional. Am spus-o și mi-am asumat de fiecare dată. De trebuie să fim realiști, vom face aceste spitale regionale prin fonduri europene. Se discută că parteneriatul public-privat... Știm că se vor face, dar vor fi în timpul vieții noastre? Vor fi. Doamna ministru. Deci, domnul Tudor, din decembrie 2012, de când PSD-ul conduce țara, aud acest slogan. Vom avea spitale regionale. Domnul Tudor, e o mare suferință cu spitalele județene care se chinuie să facă față. Așa vechi avem... cum sunt, cu o infrastructură de anii 60-70, să facă față unor noi nevoi. Vă dau exemplu la mine, la Constanța. Este un spital pentru 3 județe, nu pentru unul singur. Vin de la Tulcea, unde e o dramă, vin și din Călăraș, vin din mai multe județe și acolo e nevoie arzătoare de un nou spital regional care să arate ca unul european. Și nu se întâmplă lucrul acesta, nici măcar nu s-a delimitat bucata de pământ unde ar trebui să fie construit. Vedeți, dumneavoastră, un astfel de spital regional necesită o documentație tehnică care, în urma căreia să se poată face această construcție. E un proiect major, orice spital regional. Dar țara asta are capacitate să facă proiecte. Cont de foarte multe lucruri. De exemplu, pentru cele 3 spitale regionale finanțate din fonduri europene, avem asistență tehnică din partea Băncii Europene de Investiții. Banca Europeană de Investiții lucrează inclusiv români. În așa fel încât să se poată realiza pentru aceste spitale regionale, să se poată finaliza documentația tehnică cât de repede posibil. Mai devreme de sfârșitul 2019, nu se poate. Pentru că documentația tehnică nu este un simplu studiu de fezabilitate. Știți că Victor Ponta a promis și aici, la Antena 3, în 2012, că vor fi gata în 2015 spitalele regionale? Și suntem în 2019? Suntem în 2019. Alocarea pentru spitalele regionale, alocarea, s-a făcut în 2015 din fonduri europene. Și nu acoperă decât necesarul aferent documentațiilor tehnice pentru 3 spitale. Pentru că atâția bani am cerut noi. Putem să cerem mai mulți. Puteam să cerem mai mult. În momentul de față este greu să mai faci o relocare în acest sens și nici nu avem de ce. Pentru că nu este timp. Gândiți-vă cât durează o procedură de atribuire, de licitație, dacă vor fi contestații sau nu, pentru că spitalul necesită construcții. În afară de construcție, necesită toată partea de echipamente care trebuie să fie furnizate. Eu mă refer la faptul că putem să luăm mai mulți bani de la Uniunea Europeană pentru aceste spitale regionale, numai să ne facem noi treaba aici, pentru că proiectarea ține de noi, amplasamentele țin de noi și uite că vorbim de 6 ani de zile. Vă rog să mă credeți și pe mine. Vă rog să mă credeți și pe mine. Știți câtă frustrare e ca de 6 ani de zile să vorbești de aceleași nerealizări? Autostrăzi și spitale? Vă rog să mă credeți că dacă în 2016 guvernul tehnocrat, și nu e vorba aici de a vorbi de greaua moștenire, ar fi făcut măcar un pas, un centimetru, un milimetru în sensul inițierii documentațiilor tehnice pentru aceste spitale regionale, nu am fi pierdut un an întreg. Un an întreg s-a pierdut, pentru că alocarea s-a făcut spre sfârșitul 2015.